Ora 14, bună ziua! Lupta cu prețurile continuă și în 2023, după ce produsele alimentare s-au scumpit cu aproximativ 40% și serviciile medicale au devenit mult mai costisitoare pentru buzunarele românilor. O banală consultație a ajuns să coste între 250 și 350 de lei. În cazul profesorilor universitari, consultația ajunge și la 400-500 de lei. Asta înseamnă o creștere cu 30% față de anul trecut. De asemenea, investigațiile imagistice de tip computer tomograf și RMN s-au scumpit în medie cu 100 de lei. Intervențiile chirurgicale în sistemul privat au avut și ele un avans al prețurilor de până la 25%, iar costurile cu cazarea și serviciile conexe din clinicile private s-au mărit ca urmare a creșterilor prețurilor din energie, respectiv a tarifelor tot mai mari la materialele folosite în spitale. Alături de noi, medicul Tudor Ciuhodaru, într-o legătură video. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! Și Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Barbu! Bună ziua! Cu plăcere! Domnule Ciuhodaru, am să încep cu dumneavoastră. Consultația la privat nu e, din păcate, un lux sau un moft, de multe ori e o necesitate. De ce în marile orașe, când sunt atâtea spitale publice, la clinicile private e coadă? Avem o mare problemă și am spus-o de 1 milion, ori dacă e nevoie. Sistemul Național de Sănătate ar trebui să asigure pentru fiecare pacient din România orice investigație și tratament gratuit. Asta este punctul meu de vedere, că mă întreb și eu dacă statul român nu asigură nici măcar sănătatea fiecărui cetățean, de ce mai este stat? Și uitați-vă și dumneavoastră că vorbim despre două tipuri de servicii medicale în privat. Unele care nu le ai accesibile la stat, adică sunt complementare pentru că acolo sunt programări și temporizări imposibile pentru foarte mulți pacienți și există așa două categorie de, dacă vreți, de investigații și tratamente, cei care vor un alt grad de confort sau o altă abordare. Din punctul meu de vedere, atenție și cum ar trebui să fie finanțate aceste lucruri, pentru că dacă atunci când ai, să zicem, o problemă minoră de sănătate și vrei să o faci în condiții de, nu știu, de lux, de altă abordare, de alte condiții hoteliere, lucrurile ar trebui să fie pe altă categorie, iar dacă, da, morar, ori ne hotărâm, cum spun eu și cum vreau eu să avem întreg sistemul de sănătate gratuit. Și eu zic că se poate, mă uit la sistemul britanic, NHS-ul este gratuit pentru toți cetățenii din Marea Britanie, sau schimbăm sistemul de asigurări. Dacă face o paralelă cu ceea ce se întâmplă la asigurarea de mașină, toți suntem, cred că, dispuși să dăm 5% din salariul mediu pe economie sau minim pe economie pentru a pune la acel coș comun să putem asigura și tratamentul copilului care are nevoie de o intervenție de urgență, o proteză, o investigație de urgență, o abordare într-o situație critică sau pentru vârstnicul care are nevoie de protezare, șold sau anumite lucruri de acest gen. Dar pe de altă parte, între 5% dintre salariul mediu și 5% din salariul mediu, ar trebui să existe, dacă vreți, acea diferențiere. Pachet de servicii medicale stabilit, concret, unde și când le putem face, care sunt contractele, care ar trebui să fie lucrurile pe care ni le permitem și pe care nu ni le permitem. Că de multe ori, știți și dumneavoastră, intrați într-un spital și începe să scoateți bani din buzunar pentru diverse servicii medicale. Iar peste 5% din salariul mediu pe economie, dacă vreți, e paralela cu full casco. Poate vreți anumite servicii medicale speciale, vreți o investigație de un anumit tip, vreți chirurgie estetică, vreți un alt tip de abordare, alte condiții hoteliere, iar că în timp aceste lucruri s-ar pune în practică, ar fi o altă și cu totul și cu totul altă abordare. Da. Dacă vorbim în schimb despre sistemul privat, apropo de concurența pe anumite domenii și de multe ori concurență neloială, pentru că știți foarte bine că sunt cazuri care se tratează în privat, iar în momentul în care survine o situație critică, ele sunt dirijate către sistemul public. Ar trebui să nu le se mai deconteze aceste servicii din punctul meu de vedere și chiar mai mult decât atât să fie nevoite să plătească astfel de situații, că e confortabil, e comod să faci ce-ți convine pe o patologie minoră cu niște costuri importante și să nu rezolve alte probleme de sănătate. Iar dacă ați văzut la un moment dat, s-a direcționat o parte importantă a fondurilor din sistemul public de sănătate către sistemul privat. Sunt și soluții de succes, le-am văzut pe cele complementare legate de imagistică, cele legate de terapia oncologică. Dar până la urmă nu ar exista o astfel de situație. 99% din sistemul german este public. Dacă în baza asigurării noastre de sănătate am avea acele servicii medicale atunci când avem nevoie, unde avem nevoie și când avem nevoie. Da. Este un lucru elementar, nu ar mai fi această piață, ci ar fi existat practic o parte în care dacă vrei un anumit grad de confort sau vrei anumit tip de abordare diferențiat, dacă vreți, de ceea ce înseamnă o conduită de urgență făcută
pentru fiecare pacient, vrei să treci în față, vrei să-ți faci niște investigații mai repede decât este cazul, asta ar trebui să fie pe partea de privat, dar mare atenție, condiția esențială este ca statul, sistemul public de sănătate să ne poată asigura întreaga gamă de servicii medicale. Domnule Barbu, de multe ori, să știți, se merge spre sistemul privat, mai ales când vorbim despre imagistică sau despre alte terapii, de multe ori, pentru că sunt lungi șiruri de așteptare, este o presiune enormă, sau oamenii vor să fie tratați mai repede decât în sistemul public, sau, și aici este într-adevăr o problemă, anumite servicii sunt greu de accesat și sistemul de privat este complementar sistemului public de sănătate. Domnule Barbu, care sunt specialitățile medicale pentru care România apelează la serviciile din mediul privat? Pentru că nu întotdeauna e vorba de a primi asistență mai repede decât la stat. În perioada aceasta rece, la camera de gardă la pediatrie, la privat, s-a stat și 4-5 ore. E clar că oamenii ar fi mers la stat dacă ar fi durat mai puțin de atât. Haideți să pornim de la realități și să tot vorbește privat, stat. Haideți să vedem realitățile. Serviciile publice trebuie să fie servicii publice atunci când banii, plata serviciilor medicale este făcut prin acel sistem public de asigurare, nu cel privat de asigurare. Dar în sistemul public de asigurare sunt marea majoritate a oamenilor, a pacienților. E adevărat, unii se duc la privat și când trebuie să avem o noțiune de privat cu bani personali. Și există și privat cu bani de la asigurarea de sănătate. Trebuie să vă spun niște cifre care sunt din 2019 și sunt cifre discutate chiar la nivelul Ministerului Sănătății într-una dintre dezbateri cu spitalele și cu firmele private. 96,4% din serviciile medicale paraclinice, și mă refer la analizele de laborator și cele de imagistică, adică RMN, CT, radiografii și așa mai departe. Deci, acestea sunt servicii medicale paraclinice. 96,4% sunt făcute de companiile private. Statul, spitalele au o capacitate foarte mică în ambulator și mai mult, nu au toate serviciile medicale în spitale în ambulator. Mă refer aici și la clinic și la paraclinic. Clinic însemnând consultațiile efectuate de către medici și paraclinic, așa cum spuneam, analize medicale, alte investigații paraclinice de la laborator. Păi și ce spune asta despre sistemul de stat, domnule Barbu? Pentru că aceste investigații nu sunt ieftine deloc. Că aceste, tocmai asta este. An de zile, noi mergeam, aveam în jur de 5 milioane de internări în spitale. O parte din serviciile medicale erau făcute în spitale. Mergeam în spital și făceam internarea de zi sau internare continuă. Acum, cu ocazia pandemiei, o parte din spitale nu mai au capacitatea de a face aceste 5 milioane. Au acum în jur de 3 milioane de internări pe an, cel puțin în 2021. Iată aici diferența, pentru că restul oamenilor se duc către ambulator. E bine să facem așa, să nu mergem către spital cu internare continuă, să mergem către ambulator. Problema este că medicii din spitale au primit salarii, știți foarte bine, destul de ridicate, dar medicii din ambulator, și aici domnul Ciucodaru cred că știe acest lucru și aici trebuia să fie atins problema, medicii din ambulator, nici inclusiv medicii de familie, nu li s-au mărit salariile. Acele tarife pe consultații, închipuiți-vă, un medic cardiolog din ambulator primește între 40 și 68 de lei pe o consultație. Deci, ce poate să facă acel medic? Renunță la contractul cu asigurările de sănătate și zice, bun, eu și așa am liste de așteptare, am liste de așteptare la cardiologie și peste două luni, la 60 de zile, la 70 de zile lista de așteptare. Și atunci, de ce să mă am contract cu casa? Eu aplic tarifele mele. Și dacă până în 2018 aveam tarife de 100 de lei, 150 de lei,
lei. Rare ori găseam cu 200 de lei, profesorii aveau 250 de lei, acum tarifele sunt minim 250 de lei și aici nu este greu să vedem, pentru că mergem și încercăm să facem o programare la o clinică privată, la o consultație și vom vedea acolo când ne programăm, avem și afișat și tariful și e foarte simplu să vedem. Noi avem această situație și dinainte de 2018 și din 2019 și facem comparațiile. Păi tarifele s-au, de unde ori s-au dublat, s-au triplat în ambulator la consultațiile clinice. Au rămas cât de cât unele analize medicale de laborator, dar s-au majorat tarifele și la imagistic, adică la RMN, CT, radiografii și așa mai departe. Și pacienții ce vin au, domnule Barbu? Pentru că casa de asigurări a rămas pe tarifele vechi, da? Iar medicul din ambulator zice, bun, cel din spital e plătit cu atâția bani, eu de ce să nu fiu plătit? Domnule Ciuhodaru. La moral, deci n-au nicio vină. Din contra, sunt cei care plătesc pentru o gestionare proastă a sistemului de sănătate. Că haideți totul să o luăm pe partea cealaltă. Mie mi este greu să cred că o investigație făcută în privat, adică vorbeam despre imagistică sau de orice înseamnă explorări paraclinice, n-ar putea fi făcută în sistemul public, pentru că este la fel de eficient. Nu există capacitate. Da, mă rog, dacă... Domnule Ciuhodaru, da. Haideți, nu cunoașteți capacitatea în spitale? Nu știți că sunt multe spitale care nu mai au ambulatoriu? Cine a împiedicat pe cineva să mărească această capacitate? Asta e o altă chestiune. E o altă chestiune. Sigur că da, aici putem... Dar eu mă refer la realitate. Avem actualele prețuri. Până se fac acele capacități ale spitalelor publice, până când se fac policlinici private, noi murim, nu? Până atunci scoatem bani din buzunar. Mergem la privat. Și mai mult, partea acesta e că foarte puțin din, iată, și pentru analize medicale plătim din buzunar, pentru consultații plătim din buzunar. Practic nu mai apelăm, deși suntem asigurați, nu mai apelăm la serviciile medicale în condiții de asigurare sociale de sănătate. Deci aici este mașina. Acest lucru are un alt efect negativ. Nu am bani, nu merg la medic. Nu am bani, mor. No. Deci, iată, mai este și această relație de care să ținem cont. Vă rog, domnule, aici, dacă s-ar fi gestionat, și o spun de fiecare dată corect sistemul de sănătate public, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Și deci să știți că, apropo de lucrurile astea, vorbesc de două lucruri care le-am obținut acum la nivel de european, în Comisia de Sănătate a Parlamentului European. Unul dintre ele vorbesc de acest program Euro for Health, Europa pentru Sănătate, și sunt fonduri importante care pot fi accesate pentru dezvoltarea sistemului public de sănătate. Iar doilea, planul de luptă împotriva cancerului, care este o veritabilă revoluție în ceea ce privește abordarea. Deci fonduri există, doamna Moraru. Poate până acum n-au existat, poate statul a fost un prost, cum să vă zic, administrator, dar mie mi-este greu să cred că lucrurile astea nu pot fi făcute. Că mă uitam și în această pandemie, când a fost vorba, că aici domnul Barbu știe și el la fel de bine ca și mine, când ai o urgență în sistemul privat, lucrurile sunt mai greu de rezolvat. Pentru că atunci când a fost vorba despre pandemie, de exemplu, n-am văzut niciun pat de terapie intensivă alocat din sistemul de privat de sănătate atunci când a fost nevoie și nu au fost, dacă vreți, la fel de apropiați ceea ce înseamnă pe interesele pacientului într-o perioadă suficient de critică pentru foarte mulți. Există partea asta privată care este finanțată practic de la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate și aici trebuie să ne gândim încă o dată foarte bine ce și cum vrem să facem, iar când vorbim despre asigurări private de sănătate, foarte bine, fiecare poate să asigure unde vrea, când vrea și pe ce vrea. Dar partea care trebuie să rămână cea mai importantă... Acum, decât niște excrocherii cu abonamentele, care după ce mergi să faci acele investigații, aproape multe dintre ele inutile pe abonament, mergi tot la stat, mergi tot la spitalul de stat, mergi, încerci să mergi la alte clinici și acele abonamente care... Păi și atunci ce le dorim, domnul Baru? Eu îmi doresc un sistem public de sănătate care să acopere tot ceea ce înseamnă cererea pacientului din România. Așa e, e normal. Asta pentru că plătim de nesar ochii toți la sistemul public de sănătate, asigurări de sănătate, și este incredibil că atunci când ajungi într-o anumită situație să fii nevoit să scoți bani din buzunar. Iar toți cei care se uită la noi știu foarte clar că lucrurile acestea ar putea să fie făcute și altfel, pentru că nu toți au bani să meargă în sistemul privat, iar pe de altă parte, lucrurile acestea ar trebui să fie rezolvate în sistemul public fără niciun fel de problemă atunci când ai nevoie, că măcar când este vorba de sănătate. Haideți să nu creăm confuzii. În sistemul public putem apela la furnizor privat din sistemul public, adică plata serviciilor să se facă din sistemul public de asigurare. Eu așa numesc public.
nu furnizorul, să nu mai împărțim sistemul în entitatea care mă oferă servicii. Ea poate să fie de stat sau poate să fie privată, pe mine numai, că și așa la analize medicale v-am spus, 94%, 96,4% sunt private, oricum, serviciile, de, date de furnizorii privați. Partea tristă este că doar un procent mic, circa 38% din aceste 94,6% sunt suportate de asigurările de sănătate. Restul sunt suportate de către pacient. Domnule Ciuhodaru, 96% e un procent uriaș. De ce s-ar fi dus oamenii ăștia la privat dacă ar fi avut alternativa să aveți meargă la dreptate, stat? Aveți dreptate, doamna Moraru. Deci aici aveți dreptate. Sunt ziste lungi de așteptare. Fondurile alea pentru compensate sau pentru analize medicale știți foarte bine că se termină în primele zile ale lunii. Tocmai aici era problema de gestionare dacă erau niște administratori eficienți pe ceea ce înseamnă sistem de sănătate. Și doamna Moraru, hai să ne mai mintim puțin la data aia critică, 2011, când am vrut mai mulți oameni să schimbăm legea sistemului de sănătate. Legea sistemului de sănătate, legea sănătății. Că mai are puțin și devine și aia neconstituțională prin câte amendamente au fost făcute acolo. Dar a fost și ceva persoane importante care s-au opus de răsputerea acestui lucru și uitați-vă și dumneavoastră. Vi se pare că la peste 10 ani de la acel moment sunt pacienții mai mulțumiți în România, sunt medicii mai mulțumiți în România, personalul medical mai mulțumit în România, asiguratorii sunt mai mulțumiți în România, așa că o schimbare și pe această abordare și v-am dat cel puțin două soluții. Ori sistemul de sănătate să fie asigurat gratuit, așa cum îmi doresc eu și am văzut că se poate în alte țări europene, sau o diferențiere a acestui tip de asigurări de sănătate, dacă vreți pe modelul asigurării de la mașini, ceea ce înseamnă RCA, ceea ce înseamnă o acoperire și ceea ce înseamnă full casco pe fiecare problemă a sănătății. Pentru că dacă nu, se naște un sistem foarte periculos. Unii cei care au bani vor avea oricând bani și vor intra tot timpul și în sistemul public și în cel privat de sănătate vor avea condiții, iar cine nu are bani va muri în România. Iar lucrurile acestea sunt intolerabile pentru un stat european de secolul 21. Așa că o astfel de abordare poate să rezolve lucrurile. Mi este greu să cred, apropo de pandemie, doamna Moraru, îmi aduc aminte că toate sau mare parte din ceea ce însemna acele evaluări, teste, se făceau la privat. În 2 ani de zile statul român a fost în stare să-și facă acel sistem de evaluare și sistem de a asigura practic aceste teste, de a efectua în sistemul public în așa fel încât să coste mai puțin. Dacă ai într-adevăr o capacitate de gestiune, poți să evaluezi, poți să faci niște previziuni, poți să vezi ce servicii medicale sunt solicitate. 96% a zis domnul Barbu pe ceea ce înseamnă analize în privat. Foarte bine, statul ar putea să facă acest lucru, să cumpere aparatura necesară, să o pună în funcție, să folosească tot ceea ce înseamnă personal medical, dacă tot spuneți că există diferențe de genul acesta între ambulator și medici din spitale, deși salariul de bază a unui medic specialist este același oriunde s-ar afla. Aici cred că este o eroare ceea ce spuneți dumneavoastră și ce scuze că trebuie să intervin. Salariul nu este același. Deci salariul de la spital, știți foarte bine, este mult mărit față de salariul din ambulator, dacă ar trebui să fie finanțat salariul din servicii medicale în contract cu casa de asigurări. Mai contract și este salariul. Aici, haideți că avem cifre, avem analize făcute și haideți, vă rog eu, legea, o nouă lege a sănătății durează cel puțin 2-3 ani de acum încolo să o facem și, în primul rând, trebuie să vedem ce guvern are curajul să modifice o astfel de lege și să aplice noi principii legate de accesibilitatea pacienților la servicii medicale, mă refer la accesibilitate ca plată. Deci alt sistem de asigurări de sănătate, că aici este marea problemă. La ora domnule actuală, Barbu, însă, sunt 27 de spitale care vor primi bani din PNRR. În 2-3 ani de zile murim, domnule doctor. Noi trebuie să mergem pe lucruri concrete. Avem nevoie pe lucruri concrete, de mâine schimbă, să rezolvăm anumite probleme. Schimbă cu ceva banii din PNRR care vor fi alocați pentru 27 categoric, de spitale? Nu ne amăgim cu așa ceva. Acei bani sunt dedicați unor investiții, unor amenajări, nici de cum pentru plata serviciilor medicale. Deci categoric nu. Deci nu se modifică nimic, iar acele amenajări, am văzut și eu cum au fost dați banii pe alte criterii, încât nu
mărește capacitatea sistemului public de sănătate cu mult. Sunt câteva spitale care își dezvoltă câteva ambulatorii, dar nu, gândiți-vă, totuși este vorba de milioane de oameni și nu câteva zeci de mii de locuri de, eu știu, un ambulator care se creează prin acest program. Da. Deci avem nevoie să asigurăm, v-am spus, înainte erau 5 milioane de internări în spital pentru internările continuu și mai erau iar aproape tot atât internări de zi. Da, o ultimă întrebare. Erau 10 milioane de oameni care mergeau la servicii medicale. Domnule Barbu, e un avantaj sau un dezavantaj? Contribuie cumva la creionarea acestui tablou faptul că medicii pot lucra și la stat și la privat? Sau nu are importanță? Păi nu avem, da, și aici e o dezbatere. Să știți că noi am făcut această analiză, deci nu putem să vorbim după, asta e părerea mea. Fiecare cu părerea lui, sigur că da, dar haideți să vorbim, pentru că managementul se face cu dovezi, se face cu date, cu documente. Haideți să facem o analiză. Câți medici avem de anumite specialități, cum sunt repartizați teritorial, pentru că e foarte important și acest lucru, și să vedem dacă le interzicem să mai lucreze la stat, dacă lucrează și la privat sau invers. Deci, dacă facem asta, perturbăm grav sistemul de sănătate. Deci nu putem face, pentru că nu avem capacitate. Numărul de medici pe cap de locuitor este scăzut și, așa cum spuneam mai devreme, repartizarea este făcută mai degrabă a medicilor. Sunt concentrați pe centre universitare, iar în rest, pacienții nu au acces la medic. Deci, da. De aceea este nevoie să-i lăsăm deocamdată, să nu le interzicem să lucreze și pentru că ei, în felul ăsta, nu-i putem lăsa să lucreze 5 ore pe zi. Dacă ei pot lucra 10, iată, nu am zis 12. Da. Deci noi în felul ăsta putem să folosim această capacitate, avem această resursă umană deosebită pe care o putem utiliza pentru servicii, pentru necesarul, pentru că să știi că, dacă omul nu trebuie să meargă la medic, nu merge. Da. Nu este un surplus. E adevărat. Domnule Ciuhodaru, ultima întrebare, vă rog un răspuns scurt. Date fiind creșterile de prețuri de la privat, posibilitățile pe care le are sistemul de stat și procentele date de domnul Barbu, cum vedeți viața pacienților în România în 2023? Eu sper să fie mai bună, v-am dat și soluție. A fost cea mai mare alocare bugetară pe sănătate atunci când am fost în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Se pot face aceste lucruri și dacă nu dădeam, de exemplu, 1 miliard de euro pe vaccinul care le aruncăm la coș, se putea renova, dacă vreți, tot ceea ce înseamnă sistemul de pediatrie din România, de la primiri urgențe până la terapie intensivă. Dar, doamna Moraru, trebuie o altă abordare, trebuie un management eficient făcut. Iar dacă o să mai fie politruși prin funcțiile de astea de conducere, noi suntem un colectiv, de exemplu, la Spitalul Câine de Urgență Nicolae Oblu și să vedeți cum ne putem compara oricând cu oricare alt spital din lumea asta. O oază de sănătate. Și eu cred că lucrurile astea trebuie și pot să fie făcute. Am reușit să măresc salariile la personalul medical și a fost foarte bine, că dacă nu în această pandemie erau prin Spania sau prin Italia și toate celelalte, am făcut acel program național cu un computer tomograf și cu un RMN în fiecare spital din România. Au fost deblocate programele naționale de sănătate și există la ora actuală resurse la nivel european. Doamna Moraru, trebuie să fie cineva care să aibă și creier și inima și ceva mai jos. Haideți pentru Dumnezeu să discutăm deși despre salariile medicilor din ambulator, pentru că cea mai mare activitate acum, cei mai mulți dintre pacienți merg în ambulator la medic. Mulțumesc și foarte mult. Oameni nu sunt corect plătiți și sunt nevoiți să renunțe la contractul pentru discuție. Încasează de la pacient. Mulțumesc. Vasile Barbu, Asociația pentru Protecția Pacienților, Tudor Ciuhodaru. Schimbăm subiectul. Psihologii vorbesc despre efectul neașteptat în urma pandemiei de COVID-19. Tații sunt din ce în ce mai implicați în creșterea și îngrijirea copiilor. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că 65% dintre tați și-au îmbunătățit relația cu copilul lor, iar jumătate se simt mult mai pregătiți ca părinți după perioada de izolare. Psihologii spun că prezența tot mai activă a tatălui în viața copilului va duce la o dezvoltare mult mai armonioasă a celor mici. Trendul a ajuns și în România, iar guvernul a mărit durata concediului paternal și a modificat regulile pentru concediul de creștere a copilului. Începând de anul acesta, tații care participă efectiv la îngrijirea copilului au dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucrătoare, dublu față de cât era până în prezent. Discutăm subiectul, alături de noi psihologul Lorena Diaconescu. Bună ziua, vă mulțumesc, doamna Diaconescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce schimbă prezența mai mare a tatălui în viața copilului, o realitate cu care am văzut că ne-am confruntat după pandemie?
S-a întrerupt legătura, o refacem imediat, așadar vorbim despre un efect neașteptat de această dată, despre un efect pozitiv în urma pandemiei de COVID-19. Tații sunt din ce în ce mai implicați în creșterea și îngrijirea copiilor, desigur după ce au petrecut mai mult timp acasă în perioada de carantină și izolare. O arată și studiile, o simțim și noi pe pielea noastră. Bună oară, o analiză din Marea Britanie arată că 65% dintre tați și-au îmbunătățit relația cu copilul lor, iar jumătate se simt mult mai bine pregătiți în urma interacțiunii cu cei mici din perioada de izolare. Vorbim despre o realitate care este prezentă și în România. Guvernul a mărit durata concediului paternal, a modificat regulile pentru concediul de creștere a copilului. Începând de anul acesta, tații care participă efectiv la îngrijirea copilului au dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucrătoare, dublu față de cât era până în prezent. Dacă am refăcut legătura, ne auzim de această dată, doamna Diaconescu? Încă nu, da, refacem legătura și revenim la discuții după pauză. Am revenit și vorbeam înainte de pauză despre un efect pozitiv înregistrat în timpul pandemiei, și anume faptul că psihologii vorbesc despre un efect neașteptat în urma COVID-19. Tații sunt tot mai implicați în creșterea și îngrijirea copiilor după perioada petrecută cu ei în carantină și izolare. Psihologul Lorena Diaconescu de această dată cu noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru așteptare. Mulțumesc și eu. Cum a schimbat relația dintre tați și copiilor această perioadă pe care au petrecut-o împreună în timpul pandemiei? Este adevărat că pandemia a oferit acest răgaz de a petrece timp împreună copiii cu părinții, dar ar trebui să vă spun un lucru pe care eu îl consider important. Chiar și înainte de pandemie, să știți că la sesiunile de parenting veneau foarte mulți tați foarte interesați de găsirea echilibrului în relația cu partenera, astfel încât să aibă o viziune comună asupra educației pe care să o ofere copiilor. Însă acum, în pandemie, inițial am pus pe seama faptului că e mai simplu să ne conectăm online, dar totuși se pare că a crescut interesul taților pentru a participa la astfel de activități și e clar că este un interes de a înțelege mai mult cum să facă toate aceste lucruri mai bine. Sigur, orice copil are nevoie de prezența și afecțiunea tatălui. Cu cât acesta este mai implicat, cu atât beneficiile în dezvoltarea copilului nu vor întârzia să apară. Și evident, vorbim aici de beneficii în dezvoltarea emoțională, socială, intelectuală. Nu? Un copil care se simte iubit și protejat va avea siguranță de sine, da? Va obține rezultate școlare mai bune și evident va învăța să socializeze mai ușor. Prezența și implicarea sunt importante, dar contează foarte mult modul în care tatăl se implică și cât de mult reușește să se conecteze cu copilul său. Pentru că vedem bine un tată excesiv de autoritar sau foarte, foarte critic, va crește un copil temător, cu lipsă de încredere în propria persoană, lipsit de curaj, poate, pe când un tată afectuos, atent, dar ferm, care știe să impună reguli fără să inspire sentimente de teamă, va crește un copil echilibrat, responsabil, curajos, nu-i așa, și cu stimă de sine ridicată. Aceste lucruri se învață. Chiar dacă inițial poate că le intuim, este important să vedem cum am putea să facem lucrurile așa cum trebuie și mai ales să învățăm despre conectarea dintre tată și copil, pentru că aceasta presupune cunoașterea și înțelegerea nevoilor actualizate ale copilului. Ce înseamnă actualizate sau de ce actualizate? Pentru că nevoile se schimbă odată cu trecerea timpului și cu fiecare etapă de dezvoltare a copilului. Ei bine, cum facem să ne punem în contact cu aceste nevoi actualizate? Reprezintă iarăși o întrebare pe care tații de multe ori o adresează în cadrul acestor întâlniri. Prin comunicare, explorare, timp de calitate petrecut împreună. Și bineînțeles să nu uităm că ascultarea este o componentă importantă a comunicării, iar adulții trebuie să învețe să asculte pentru a înțelege
ce anume îl frământă pe copil, ce îi stârnește interesul, cu ce temeri se confruntă și așa mai departe. Iar tot în legătură cu conectarea dintre tată și copil, voi puncta disponibilitatea pe care tatăl trebuie să o aibă. Uneori sunt sarcinile de serviciu sau, știu eu, grijile, preocupările de fiecare zi, care îl pot face pe tată să se simtă copleșit uneori sau să se simtă împovărat, indisponibil, nu? Iar atunci când copilul vine să-i ceară o părere sau să-i povestească ceva, a descoperit un joc nou, da? Are nevoie de atenție. Ei bine, tatăl s-ar putea să nu aibă disponibilitate fix în acel moment să asculte, să explice și atunci se rezumă la a-i spune, lasă-mă, sunt ocupat, vorbim mai târziu sau... În tot cazul, copilul va fi afectat de indisponibilitatea tatălui, mai ales dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, va ajunge cumva în adolescență să reproșeze. N-ai timp pentru mine niciodată, nu m-ai ascultat, nu m-ai înțeles și așa mai departe. Ei bine, cum putem să facem să preîntâmpinăm astfel de probleme? Da. Chiar dacă tatăl știe că trece printr-o perioadă, să zic, încărcată și probabil că nu are disponibilitate 100% în fiecare zi pentru copil, trebuie să stabilească un interval de timp pe zi sau pe săptămână, da? Să fie timpul stabilit pentru alocarea atenției sau pentru focusarea atenției pe problemele copilului. Astfel, în momentul în care copilul vine și se spune, uite, am stabilit că ne vedem după amiază de la ora 16 sau sâmbătă sau așa, da, el nu va simți că este rejectat, ci doar că amână timpul pe care tatălui îl va petrece împreună cu el. Vă mulțumesc foarte mult, Lorena Diaconescu, psiholog. După rezultatele slabe de vara trecută, operatorii din turism de pe litoral fac eforturi ca sezonul acesta să fie mai bun. Astfel, patronatele din turism cer amânarea începerii școlii până pe 18 septembrie la vară. Ei spun că o săptămână de vacanță în plus le va permite copiilor, dar și părinților și cadrelor didactice să se bucure de vremea frumoasă și de programul Litoralul pentru Toți sau de zile de vacanță în destinații montane și balneare din România. Corina Martin, în direct cu noi într-o legătură video, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Martin. Bună ziua! Bună ziua! Salutări de la Mamaia. Penisoare e adevărat de data aceasta. Președintele Resto, Constanța, cu gândul la sezonul estival de anul acesta, de ce ar fi oportună prelungirea vacanței de vară, doamna Martin? Sigur, eu cred că deja opinia publică ne-a auzit cerând de foarte mulți ani, în fiecare an, amânarea datei propuse de ministrii educației de-a lungul timpului. Sigur, fiecare ministru a încercat să vină cu o altă propunere, cu o altă dată. De fiecare dată am fost nemulțumiți. Anul trecut, dacă vă amintiți, am avut din acest motiv sezonul pe litoral scurtat cu două săptămâni. 4 septembrie a fost data nemai întâlnită până atunci. 4 septembrie, data de începere a anului școlar. Ori eu trebuie să vă spun că dacă un ministru stabilește o anumită dată, în cazul de față, așa cum prevede proiectul de ordin de ministru depus de Ministerul Educației și se prevede acolo sau se propune data de 11 septembrie, să știți că de obicei cu încă o săptămână mai devreme se anulează toate vacanțele. Și nu vorbesc acum numai despre vacanțele pe litoral. La fel de bine putem să vorbim și am discutat în federația noastră la nivel național și de vacanțele la munte sau în stațiuni balneare sau de city break-uri, de exemplu, în orașe. Ori, două săptămâni, de fapt, mai puțin în luna septembrie înseamnă, de fapt, undeva aproape de primele zile din septembrie. Cu atât de mult, iată, s-a scurtat sezonul de vacanțe în România, ceea ce cred că România nu-și permite în acest moment, după o perioadă extrem de grea pentru industria ospitalității din această țară, după permanentul decalaj enorm pe care îl știți și dumneavoastră, cei din mass media care ne-ați uitat de foarte multe ori, să facem comparații între ce se întâmplă în turismul din Bulgaria, din Grecia sau din Turcia. Ori, din nou, constatăm că propunerile ministrilor educației nu au nicio legătură și nicio consultare prealabilă cu zona ospitalității, industriei ospitalității din România. Sigur că este un reproș pe care îl facem acum și ministrului antreprenoriatului și turismului, pentru că, în egală măsură, domnia sa ar fi trebuit să aibă consultări cu ministrul educației, ceea ce, de asemenea, repet, cerem în fiecare an. Așadar, propunem și vorbesc acum în numele tuturor colegilor din patronatele de pe litoral și Delta Dunării, dar și al multor patronate din țară deja, propunem data de 18 septembrie, considerăm
că o săptămână în plus de vacanță este benefică, nu doar pentru a pleca neapărat într-o vacanță, dar nu vorbim acum numai de, știu eu, a crește veniturile hotelierilor, am mai auzit poate și asemenea opinii. Nu, vorbim de beneficii în plus pentru relaxare, pentru odihnă, pentru o mai bună pregătire pentru anul școlar care va urma și vorbim de o săptămână în plus într-o lună care în continuare are vreme frumoasă, temperaturi optime, tarife foarte bune în toată România, desigur, chiar și la noi pe litoral, în programul Litoralul pentru Toți. Din discuțiile pe care le-ați avut până acum, ce răspunsuri ați primit? Sigur, n-am avut discuții. Noi am văzut ieri în mass media, practic, faptul că este în dezbatere publică acest proiect de ordin de ministru. Am reacționat imediat. Avem intenția să depunem începând de mâine amendamente, pentru că trebuie să facem în scris, sigur, aceste doleanțe. Nu este suficient să dăm un comunicat de presă și cu toate acestea vă mulțumim, pentru că de ieri și până astăzi nu am încetat să intervin în mass media la solicitările presei. Subiectul este unul care trezește interes, desigur, sunt atât de milioane de români care au până la urmă copii la școală. Dar, repet, depunem amendamente și vom face demersurile necesare. Evident, am cerut, ați văzut în comunicatul de presă, răspunsul și susținerea primului ministru. Credem că numai la nivel de prim-ministru trebuie să mai discutăm în această țară, pentru că altfel problemele industriei ospitalității din România rămân de atât de mulți ani nerezolvate. De această dată, sigur, este veșnica conexiune și nemulțumire legată de lipsa de dialog, nu avem un dialog de fapt cu Ministerul Educației, ori considerăm că așa cum alte țări știu să-și protejeze industria ospitalității, la fel trebuie să facă și România, astfel încât să luăm în seamă și nevoile de a ne relaxa, de a călători, de a merge în vacanță cu copiii noștri, astfel încât să rămână apoi timp suficient și pentru școală. Corina Martin, președintele Resto Constanța, mulțumesc foarte mult pentru discuție atât la această oră. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix vin știri cu Gabriela Mihai.